Autoritățile Comunei Sălășene Pericei au luat decizia de a interveni pentru prevenirea accidentelor rutiere la nivel local printr-un program inedit. Polițiștii postului de poliție din localitate îi asistă pe copii la traversarea drumului din apropierea școlii. Potrivit primarului Comunei Pericei, Bonci Doi Cioba, măsura este absolut necesară. Dacă declarăm că copiii sunt cei mai importanți și cei mai prețioși pentru o societate. Așa ar trebui să fie clar. Atunci trebuie și să argumentăm și să facem tot posibilul de a proteja pe acești copii. Necesitatea ne-o creat și mă bucur că deja s-a înlemnit și este o obligativitate și este și o rutină, pentru că circulația este foarte intensă pe lângă drumul național 1H și simțim că ne paște un pericol permanent, pentru că școala nu este amplasată unde trebuia să fie amplasată, într-un loc liniștit, într-un loc ferit de circulație, unde copiii să se simtă în siguranță. Deci această presiune, această greutate și această responsabilitate ne-a îndemnat ca să organizăm această patrulă școlară supravegheat de reprezentanții postului de poliție din Pericei. Măsura a fost luată având în vedere circulația intensă pe drumul care traversează centrul de comună.